Te trezești lângă un băiat așa, ce faci? Care e reacția ta? Îl scuipi. Da, mă, aparent era să cală motorul, nu? Datorită pentru faptul care, dacă ar fi, porque as polícias têm medo, vamos a trabalhar, se rodar, matar, tomar, mamar, parido, marica, te pensas que? Băi, vă salută, fratele Conacu, și prima găsit la un nou episod pe acest canal, trancan, pam, pam. Vă salută, fratele Conacu, și m-am gândit că astăzi ar fi o perfectă zi pentru un vlog. Și ce facem astăzi pe ordinea de zi, pentru că știm că editează Flaviu și Flaviu de obicei pune o mașinuță aici care se plimbă și zice to-do list. Avem ceva foarte simplu, vă iau cu mine într-o plimbare foarte scurtă, ceea ce mi-o omoară mie de obicei 47 de minute sau 55 de minute sau dacă prinși aglomerație o oră, oră și 5 minute. Și dacă vorbesc foarte repede, porque as polícias têm medo, vamos a trabajar, se rodar, matar, tomar, mamar, parido, marica, te pensas que as polícias? Mă gândeam cum ar fi arătat treaba asta și cu speed. Bun, astăzi mergem foarte simplu la fratele nostru CBR, care ne rupe păr mereu și care, dacă nu știați, vă zic eu de CBR ceva. Am făcut fratele Colo, a făcut un mare tier list pe YouTube și când m-a pus și pe mine acolo, m-a pus la ceva gen ok, bine, dar muncește și să putea și mai sus. Și ce credeți că s-a întâmplat? CBR pe care era cu el acolo, era ăla care îmi ținea partea, bă, și a zis, hai bă, pune-l, că fratele nostru, pune-l mai sus acolo, știi el ce zice, că na, să ne continuăm munca la el, să mergem să ne tundem în continuare. Bun, mergem pe la CBR-ică, nu ne vopsim astăzi, sau cred că nu ne vopsim, deși data trecută am vorbit cu el și fiți atenți ca să vă observați. Data trecută am zis, băi, cam albastru, e cam deschis, nu prea îmi place, hai să-l închidem puțin. Și le-a zis, da, data viitoare nu e problemă. Și acum mergem să ne tunzărim, mergem să facem câteva poze la panou, să luăm PC-ul după noi, îl bag în Audi, mergem cu Victoria, cum o cheamă pe mașinuța nouă, între ghilimele. Vine și clipul cu audiul, vi l-am promis de mult, dar nu vă zic când, pentru că filmăm și vrem să facem ceva mai profi. Tot cu fratele nostru Pană, pe Pană. Nețecaru, pentru că e fratele nostru. Mergem până la Pană, Țecaru, punem acolo calculatorul, lăsăm lui, face niște poze, mergem la CBR-ică, că după ce facem treaba asta la CBR-ică, mergem înapoi la Pană, luăm PC-ul, îl aducem acasă, punem anunțul pe internet, pe OLX, pe ce vrem noi să-l vindem și pe Instagram-ul meu, pentru că se vinde calculatorul. Dacă vezi și voi, uitați-vă pe pagina mea, Conac Oficial, și pe pagina lui Fonfi, o să-l postez acolo. Și Fonfi, vreo 11.000 de urmăritori, bă. După care cred că mergem pe la mama, n-am mai luat-o pe mama de mult pe vlog, așa că da, mergem pe la mama. Mergem să vedem și pe mama, că vrea să mă încerc, mama. Cam asta facem astăzi, nu știu dacă se mai întâmplă ceva. Vamos. Și ăsta este un starter pentru mine, de-aia o camera, ca să intrăm iar în vibe-ul ăla de vlog. Pentru că făcând ceva, îți vine pofta, cum zice? Pofta vine mâncând. Și vreau să ne apucăm de vloguri, pentru că dăm revive la canal. Let's go! Ah, da, trebuie să ne mergem la tatuat, să ne tatuăm săptămâna viitoare, cred că avem ceva content. O să mă îmbrac. Așa, și cred că am o problemă la mașină, am mai multe pe care știu, dar cred că mă duc, trec și pe la servis, trec acum, nu vă filmez încă nimica și întreb pe băieți dacă pot să vin vreo 2 ore la ei, doar 3 ore, cam așa. Cred că e antigelul și am văzut că mi-a curs ceva, nu știu dacă e ulei. Când mă uit aici la car setup, car oil level, e aproape de minim. Așa că trebuie băgat. Dai ulei, dai ulei. Bă, să dați like, am uitat să vă zic să dați like. Și neapărat, bine, asta trebuia să vă zic la început, dar o să vă spamez pe toate vlogurile. Îmi trebuie neapărat, chiar dacă nu vreți sau poate n-aveți nicio idee, trebuie neapărat, pe lângă like, să dați și un comentariu. Indiferent de o inimioară, un punct, un salut, un vamos, ceva, ajută foarte mult la algoritm și, după cum știți, și Adobanul pe canal este prezent, așa că trebuie să scăpăm de treaba asta. Nu prea știm cum, dar bănuim. Așa că arătăm la YouTube aici și că avem engage și că lumea... Și m-a ajutat și pe mine, dacă vreți să lăsați părerea și despre ce vreți să vedeți pe canal. Ce ați vrea să fac, mă ajută foarte mult. Salut, domnul CBR. Te pup, viața mea, te pup, bine te-am găsit. Ce frumos ești. Auzi, recunoști faptul că la tier list acolo ai să mă pună mai sus ca să mă tun în continuare la tine? Da. Am venit să mă tun la tine, că sunt foarte boschetar. Nu ești boschetar. Și l-am arătat un pic, e un vlog mai lame așa, dar știi cum vine pofta mâncând, nu? O, frumos tuns, băi, ce gane, bă. Te pup. Ce-ți măceat? Ce-ți măceat? Niște putere în chat, dacă se poate, pentru Andrei CBR? Ia uite-l cum să face el pe urmă. Fac, sigur. Ce nasă aici. Tu mă vorbești, mă, să moară familia de sapă cu un buton. Ia, pas. Da, mă, băieți, așa suntem. Acum mergem la Pănuță. Intrăm peste el cu japca, dar chiar dacă ne primește, ca să vă mai arătăm și vouă ceva, că v-am zis, acțiunea din vlog e simpluță. Jacheta asta care are 40.000 de fire de păr, că am lăsat-o lângă noi acum. E cu capa în capa. O găsiți pe www.conacu.shop.
sau în descriere găsiți acolo mărci. Mergem la Pănuță să luăm calculatorul, vedem și ce poze, o să vă pun pe ecran o poză cu ce ne-a tras nebunia acolo pană. După care mergem la service, că e nebunie cu mașina, nu știu ce pică din ea, să vedem ce avem treabă acolo. Dacă n-ați dat like încă, apăsați butonul de like. Dacă n-ați dat follow la Andrei CBR încă, apăsați butonul de follow la Andrei CBR pe Instagram. Ați auzit? Haideți să vă povestesc ce mi s-a întâmplat acum. Deci, pe ușa dreaptă, asta e cupe. Adică are doar două uși mașina, e în două uși. 22 roți. Am parcat mașina pe stradă la CBR. Uitați cum e, aproape de gardul ăsta, da? Adică atât merge ușa. Am parcat. Eu am o problemă la ușă. Adică, dacă am pornit mașina și o deschid eu odată și o închizi, după aia tu poți să o deschizi de afară, nu mai e nicio problemă. Dar dacă e mașina închisă, nu știu, că mi-au zis de acolo la broscăria aia cu care fac uși, mi-a zis că, bă, 100 de euro să o facem. Nu știu ce problemă are. Una din multele probleme. Și eu am parcat mașina, m-am lipit de gard aproape și am zis, bă, ca să aibă ăștia loc, că n-ai două mașini loc pe strada asta. Și zis că îi spun dreapta, mi-a dat scaunul maxim în dreapta și am zis, lasă-mă că îi spun dreapta. Am blocat mașina, m-am tuns și am venit să deblochez mașina. Am deblocat mașina, să o deschid ușa din dreapta, zic. Dar dacă o lipeam de nu mai puteam să mai deschid ușa, spărgeam geam. Cona. Hai pe Stepan. Uite-mă, băiatul, uite-mă ce a făcut ăsta, mă. Ce pana mea. Care e un pan? Hai să facem un podcast, vrei? Salut. Te salut. Cum te numești? Pană Bogdan. Pană Bogdan, da. Grasul ăla care mai apare pe la șerii prin clipuri, nu? Da, sau cum ar spune stresul, pană țecaru. Cum am zis și eu să nu-i ziceți la începutul vlogului. Pană corectă, la pătă de față. Da, i-am zis, bă, merge la pană care nu e țecaru. E pe pană nețecaru, pentru că e fratele nostru. Și după aia am ieșit afară și zic, bun, și acum deci să ajungem la CBR și după aia mergem la pană țecaru și trebuie. Mai tot frumos a făcut fade-ul ăla în trebuie. Mă, astăzi e toată lumea binevoitoare cu mine. Să mai întâmplă și zile de-astea, toți mai facem și zile de-astea. Dar când am și o comandă de-aia, dacă te 50 de milioane nu faci și voi de-asta? Când îți cer și eu ceva? Bine, așa, de când timp te-ai apucat să faci treaba asta cu video sharing sau video filmator? Video filmator? Da, bună da, asta. Da. Bun, să fim sincer cu tine, eram mic, aveam 14 ani, eram foarte pasionat, adică îmi doream foarte mult să fac poze, să pui mei. Și aveam aparatul familiei. Da, bun, și asta a fost, băieți, îți mulțumesc mult. Aveam aparatul familiei, ok, chiar tu. Știi aparatele alea mici de 5 megapixel, nu știu dacă majoritatea dintre voi le știi. De 5 megapixel erau alea, săpunierele, spunem noi, în domeniu, știi? Adică sunt cel mai proaste aparate, cum s-ar spune. Și făceam poze cu ăla și făceam la plante, la muște, la... Na, ca un copil terminat. Și mi-a zis cineva, bă, fă niște acuma, poze mișto. Și acum faci poze la oameni, ca un adult terminat. Da, am schimbat subiectul, nu, cum s-ar spune. De fapt, faci poze la oameni terminați. Special ție. Și de acolo s-a dezvoltat toată pasiunea asta. Am făcut poze în cluburi, nunți, evenimente, nuduri, toate... Cum toate e? Nebunile. Da, mă, îi dăm drumul la vloguri iar și aștept să facem una cu mașina, o să iasă tare rău de tot. Bă, da, îl facem. Ți-am zis, e chestia, eu îmi doresc super mult să-l tragem calitativ, adică vreau să-l fac și de portofoliu, pentru că, na, e interesul meu să pot să-l vând la alți oameni care vor clipuri, așa, și să nu-l vând pe preț mic, să-l vând pe preț mult mai mare, așa. Și vreau să-mi vină camera pentru care are anumite specificații care n-am ajutat super mult. Ai găsit iar acum? Am văzut că ai seluit ceva, ai vândut niște chestii. Mă, n-am vândut tot, mai am o grămadă de chestii de vândut. Da, mă, îți mulțumesc pentru timpul tău, mulțumesc pentru aceste poze frumoase. Pozele le puteți vedea pe Instagram la mine, Conac Oficial, dar dacă vreți să apelați și la pană, îl găsiți pe Instagram la... Aia în pană Bogdan. Na, pană. Te pupă fratele și dacă vrei să faceți poze cu el sau cu videoclipuri, pentru că e cel mai bun videograf. Videoproiector. Îl găsiți pe AM Pană. Mulțumesc frumos. Bogdan, pe Instagram. Mulțumesc frumos. Noi ne continuăm, mergem direct, mă duc cu mașina, că îmi dă o eroare de aia cu check, cu Alant level, e antigelul. Ah, coolant. Da, l-am zis pe CBR că de două zile o am, plecam de o săptămână, plecam ca la motorul ăsta, lasă, da, ok. Te trezești lângă un băiat așa, ce faci? Care e reacția ta? Îl scuipi. Ia zi, domnul Marin, ce faceți aici? Completăm ulei. Completăm uleiul? De ce? Că mai aveam puțin ulei, nu? Antigel cam cât îmi lipsea? Cam vreo 700 de grame. 700 de grame? Da. Pentru cine nu știe, pe mare noi și prietenul nostru aici de la PKV Service și atau la oamenii noștri. Foarte ieftin antigelul, foarte ieftin uleiul, foarte ieftin mâna de lucru. Da, mă, aparent era să cală motorul, nu? Deci dacă mergea mult fără antigel, ce se întâmplă? Poate oamenii nu știu. Caz dacă mergi fără antigel, bine, undeva la 70% sub limită, sunt șanse de a strica garnitura de chiloase, adică de a fierbe motorul. Da, și noi nu eram aproape de asta, nu? Talent, mai ești de bun. Mersi mult, Marine. A, băieții aici pe care încerc eu să-l cardesc pe fratele nostru, adică șeful de aici, dar noi ne permitem un pic, așa că sunt băiatul lui, el e tatăl meu, așa se zice. Să-l cardim pe care avea servit să luăm ca
sponsor, la ceva echipă, să-l găsim, nu știu, bani să iasă, mă, dată. Bun, între timp am refăcut și treaba asta la mașină, mergem peste măicuța mea, de-abia aștept să mă duc la măicuța mea, pentru că 100% o să mă certe. Abia aștept să văd. Dar dacă o filmez, vă zic eu, nu o să vă certe, pentru că dacă e pe filmare, nu vrea să vadă lumea că mă certe. De fapt vrea, dar nu vrea, dar vrea. Da, bun, sper că vă place vlog. Să-ți like-ul ăla dacă vă place. Să lăsați comentariu, că mă ajută foarte mult. We are back home, la peretele ăsta al meu frumos. La mine în cameră total dezordine. Nu ziceți nimica că n-aveți ce să ziceți. Am ajuns cu pisiu acasă, ne pregătim să-l urcăm pe Instagram, să facem postarea, să-l băgăm și pe OLX. Dar am vrut să-l bag în priză, să vedeți cum arată cu luminițile astea. Dar mi-am dat seama că mi-e lene să dau cu aspiratorul. Acum s-ar vedea foarte urât pentru că e foarte mult praf la mine jos. Așadar și prin urmare aveți o poză aici, cum arată el și normal și cu luminițe. Și dacă vreți detalii despre el, vedeți pe pagina de Instagram unde fac postarea. Și dacă vrea cineva să-l cumpere, text mi, frate, dar oamenii care sunt serioși. Prețul lui, deci el valorează 80-90 de milioane vechi, 8.000-9.000 de lei. O stau să mă târguiesc. 8.000 de lei, fix. Dar dacă vrea cineva să-l cumpere, 8.000 de lei, go, text me. Și până una alta, îmi pare rău că nu v-am mai arătat-o pe mama, dar am fost la mâncare pe dar la mama. Am scos camera, n-am filmat puțin că era într-o delegație cu mama acolo. Nu știu, îi făcea ughia, hafe, hafe, hufe, ceva. Așadar că, datorită pentru faptul care, dacă ar fi, îmi pare rău că nu v-am mai filmat de la mama acasă, dar am luat să mănânc, să dalea și am uitat, oricum. Nu era prea mult de vorbit acolo, să și cam asta a fost vlogul anu, este ceva light, știu că ne-ați văzut foarte multe, dar mărtucam și I'm glad to show you what I'm doing, să vă iau cu mine pe vlogul anu, îmi place foarte mult treaba asta, așa că urmează să o facem din ce în ce mai des. Nu vă zic cât de des, că poate nu ne putem ține de promisiune. Vă pupă, fratele, vă mulțumesc că v-ați urmărit. La final zic, contează doar sau decât să râzi timpul, cel mai important, ai grijă cu ce ți-l prezi. Eu am fost Conacu, vă mulțumesc mult că m-ați urmărit pe vlogul anu, să forță. Follow pe Instagram la Conacu oficial și Fofăitu oficial, apar amândouă pe ecran. Subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal, activează clopoțelul acolo, forță și nu uitați de comentariu. Mă ajută foarte mult un like și un comentariu, distribuirea, nu mai zic. Dacă aveți prieteni pe Facebook și vreți să dați share să mă vadă, sau pe grupuri sau pe ceva, appreciate much. Trebuie să facem un pic de engage, să arătăm YouTube-ului că merităm să ne promoveze. Până atunci o să moară clipurile la 15-20.000 de vizualizări. Aia ne asumăm, în două luni sper să ne revenim dacă postăm constant. Vă pup, fratele, și ne vedem la următorul vlog.